de mere, avem nevoie, în primul rând, de utilaje de calitate și fructele, bineînțeles. Acum aici este tocătorul care spală fructele înainte de merge sus la tocare. Are un sistem de limpezire care tot timpul fructele merg pe utilaje. Foarte important ca sucul să iasă bine. De aici, de la noi, din Sinicora, Vlad Mașcășan și Florin Morucoș, care produc sfeclă roșie. Sfeclă de foarte bună calitate, o sfeclă care îi poartă un suc extraordinar de sănătos.